Salutare hudinașilor și bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft Iar pe episodul de astăzi o să avem 999 de baldi în colțul din stânga Versus 999 de grenii în colțul din dreapta Așa că vreau să văd cine o să câștige și voi dacă știți deja să scrieți acolo în comentarii pentru că sunt tare curios dacă o să ghicească cineva cine o să câștige băi. Deci Granny sau Baldi o să fie o nebunie totală așa că rupeți cu toții butonul de like și de subscribe și vreau să mai fac încă un anunț foarte foarte important. O să aveți acolo în descriere primul link către site-ul unde o să fac live-uri împreună cu Foxy. Primul link o să fie către canalul meu, se numește Trovo și rupeți acolo butonașul de follow, iar al doilea link o să fie către canalul lui Foxy și rupeți pe ambele butonașul de follow pentru că acolo o să facem live-uri în fiecare zi de la ora 18 eu și Foxy o să facă puțin tel mai târziu, încă nu știm exact ora, însă Rupeți acolo butonacul de follow ca să fie nebunie. O să vă distrați cu siguranță. Deci haideți cu toții acolo pe primul și pe al doilea link din descriere. Și hai să înceapă nebunia, nu? Să ne apucăm de treabă. Deci o să avem 999 de Baldi. După cum am spus aici în colțul din stânga. Și 999 de Granny. Și hai să pornim la drumă. Acum avem nevoie de un command block. Ia să vedem. scriem așa. Give arond S și scriem așa command block. Bun, o să am puțin tăiel vocea mai diferită pentru că acum m-am trezit și m-am apucat direct să filmez, după care pregătesc episodul și îl pun pe canal. Hai să vedem, bam, bam, bam și facem un fel următor. Spargem aici, Oi uite că și era aici un, un din asta un lever de data trecută. Punem aici așa frumos un command block, și acum o să luăm un diamond block și o să-l punem în continuare. O, mă pune la aici, mă. ăla -i. Mai avem nevoie și de un lever. Unde ești leverule? Bam, bam, luăm leverul, îl punem așa frumos aici. ăla -i. Și trebuie să punem acum comanda sau lasă că o punem la final. Facem acum exact la fel în oglindă aici. Bam, băgăm un command block. Întoarcem pe partea asta la altă. Punem un diamond block. Și punem un lever. Frumus la așa. Bam, bam, bam. Și acum urmează să punem comenzile. Ia să vedem. În primul rând o să pun aici summon. Asta înseamnă că o să-mi sumoneze ceea ce vreau eu. Și anume o să punem summon random. Două puncte granny. Opa. Au loc că nu numeresc N, nu, M, N, da. Puneam tot M. Ok, bun. Și acum pun aici repeat. Ca să se facă așa cu MOV. Dacă este cu MOV înseamnă că această comandă o să se repete la nesfârșit. Până când o opresc eu. Deci asta e super ok. Bun, pentru că de asta avem nevoie. Avem nevoie de cât mai multe greni și de cât mai mulți baldi. Am zis că aici în colțul din stânga pun baldi. Bă, stai așa. Stai așa puțin tel. Oare Baldi cum se scrie Ia să vedem cu I normal nu Ca să fiu sigur nu Da Baldi așa Asta înseamnă că o să pun random Și o să scriu aici Baldi Ok Și dincoace o să pun Granny Și ce facem așa Scriem summon uh, Random Două puncte Și scriem Granny Ăla -i. Punem și aici să fie repeat. S-a făcut un mov command blocul. Asta înseamnă că am scris bine comanda și am selectat ce trebuia să selectez acolo repeat. Bun. Acum tot ce mai trebuie să mai fac este să mai trag de manete. Și atunci or să apară aici o grămadă de granny și o grămadă de baldi. Deci încă o dată vă spun acum. Dacă nu ați rupt butonașul de like să rupeți acum, și dacă nu ați scris în comentarii cine o să câștige, adică Granny sau Baldi, să scrieți acum pentru că este foarte important. Despre asta este vorba în episod. Să vedem care este cel mai puternic, Granny sau este cel mai puternic Baldi. Așa că haideți, scrieți acum în această clipă cu toții în comentarii și apăsați butonul de like. O să trag manetele în această clipă și ia uite, Bang. Au apărut deja o grămadă de greni, bă. Ia uite cum, cum apar bunicuțele. Și se trage și maneta aici. Bam, bam. Și au apărut și o grămadă de baldi, bă. Ia uite cum apar baldi. <laughs> Mamă, ce de baldi, bă. nu vine să cred. E nebunie, frate. Și ia uite, deja câți baldi și câte greni avem. Așteptăm să mai crească, să mai crească. Să se umple cele două compartimente. După care o să tragem manetele. Prima dată o să trag maneta la Granny. Pentru că am, am tras maneta de început tot la Granny. Așa că vreau să opresc la Granny prima dată. După care o să trec la Baldi. Mamă și începe și lagul, bă. Deci deja s-a făcut un lag infernal. Deci e un lag infernal bă. Ia uitați-vă și voi. Și la Granny am umplut aici. Și la Baldi la fel. Ok. Hai să mergem, mai așteptăm încă puțin Hai să mai așteptăm încă vreo 10 secunde Mamă ce lag e Deci cu siguranță sunt 999 de baldi Și 999 de granny În această clip acolo Mă duc să trag maneta pentru că deja e foarte Foarte mare lagul Nici deci nu mai văd, bă, am tras maneta Bun, și mă duc repede și la baldi Așa, mai las puțin el. Mă uit aici la baldi Mamă ce de baldi avem, băi deci dacă nu sunt 999 de baldi de acolo, nu știu ce să mai zic. Am tras maneta și aici. Bun. Ok. Și acum a început tot lagul din lume. Vreau să mă duc să deschid și cele. Singura problemă este că Granny se bate cu Granny și Baldi se bate cu Baldi. Dar nu am ce să le fac, băi. Și oricum, chestia asta face mai interesantă toată bătălia Pentru că vă dați seama, se bat Baldi între ei se bate, adică se bat greni între ele și la final o să rămână un singur câștigător, băi, o să fie super amuzant. Ia să mă uite așa, mamă, frumos, bă, frumos, rău de tot. <laughs> Dar este și lac, tare, tare, tare. Mamă, îmi place, îmi place, sincer chiar îmi place. <laughs> super amuzant, băi, deci o grămadă de greni versus o grămadă de baldi. Ia să-ți fac și aici o poză de thumbnail, așa frumos să scot asta și să mă pun pe mine așa. Bam, bam, Ceva de genul ăsta. Țac, gata, avem și poză de thumbnail, bă. <laughs> Până se bat Baldi cu Granny, avem și poză de thumbnail. Și uite, deja uh, Baldi văd că au avansat, s-au dus către Granny și s-au băgat și pe bunicuțe, băi. Între timp uh, se bat și între ei aici și se duc așa frumos către bunicuțe. Granny la fel se bat între ele mai mult din ce văd decât cu Baldi Așa că eu zic că are o șansă Baldi să câștige Dar cine știe la final se poate schimba total De exemplu pe episodul de ieri a câștigat Granny băi surprinzător A câștigat bunicuța și eu mă așteptam să câștige Piggy Mi se părea mie la început că Piggy ar avea mai multe șanse Însă la final... Piggy a pierdut Pentru că am făcut 999 de Piggy versus 999 de Granny Și aparent se pare că Piggy a pierdut <laughs> Hai să vedem cine o să câștige Să-mi scrieți acolo în comentarii dacă nu ați făcut până acum asta Și de asemenea încă o dată anunțul important Dacă nu ați mers pe primul și pe al doilea link din descriere Să mergeți acum să rupeți acolo butonașul de follow Pentru că acolo o să urmeze să facem live-uri Eu împreună cu Foxy Primul link este către canalul meu, iar al doilea către canalul lui Foxy. Aplicația o puteți lua și pe telefon, apropo, se numește Trovo, scrieți acolo pe Google Play sau pe, 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 pe App Store, scrieți acolo Trovo și o să o găsiți cu siguranță, doar ne căutați dacă nu, eu am username-ul Houdini y, adică Houdini y și Foxy are Foxy YT. Ne puteți găsi acolo și puteți rupe butonajul de follow. Hai să vedem, o să fie nebunie totală O hai băi, Baldi, Granny, cine câștigă, cine câștigă? Sunt tare curios Deja mai sunt o grămadă de Baldi, băi, și o grămadă de Granny Dar se mai împuținează și parcă, parcă și lagul se duce Să mai mergem de la apropiere Să vedem fața lui Baldi Eu uitați aici, ce Baldi! <laughs> Super șmecherie, bă O grămadă și o grămadă de Baldi Hai să mergem și la Granny să vedem ce fac bunicuțele Uite ce bă și bunicuțele bă Mama ești o de la suprafață Ia uitați vă <laughs> Cum se uită bunicuța bă Nice Și uite și, și Baldi bă au ajuns aici Printre bunicuțe Au ajuns aici printre bunicuțe Chiar îmi, chiar îmi plac și, și bunicuțele cum arată Mm, și, și acum parcă aș miza Aș miza, aș miza pe Granny, bă, nu știu mi se pare că sunt mai puțini baldi. Mi se pare că sunt mai puțini baldi, deși ați văzut că la final am lăsat să se spawneze mai mulți baldi puțin, pentru că la început tot așa am lăsat să se spawneze mai multe greni. Deci, la, 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 numere ar trebui să fie cam galibă. Acum vă dați seama că nu am cum să-i număr exact, exact, pentru că se spawnează acolo cu sutele. Dar cel puțin 999 de Baldi versus 999 de greni avem cu siguranță Și uite câte bunicuțe au mai rămas bă Dar posibil să câștige tot Granny Posibil, parcă sunt mult mai puțini Baldi Însă oricum o să mai dureze, o să vedeți Pentru că la un moment dat o să rămână un singur Baldi și o singură Granny Și să vedem cine rămâne în viață Ia uite băi, a rămas un singur Baldi și este de acum trebuie să rămână o singură Granny. Și sunt curios cine o să câștige opa, se duce Baldi la atac Se duce Baldi la atac, sunt 3 granny, nu! Și a luat-o în freză Baldi, băi! Și au rămas două granny care s-au bătut și granny rămâne în viață! Bunicuța puternicoasă câștigă, băi! Ia uite ce brand are! Bine, Granny! Boate băta! ăla e bravo, Granny, băi! A câștigat bunicuța puternicoasă din nou! Băi, deci Granny este invincibilă! Nu-mi vine să cred, frate! A câștigat din nou, așa, bunicuța! Bate din nou, băta! Șac, șac, bravo! Uhu avem o nouă câștigătoare sau mai bine zis o veche câștigătoare Granny a câștigat din nou premiul cel mare și premiul cel mare este nimic Bravo Granny, ai câștigat nimic Glumesc Granny, o să, o să nu știu, o să-ți să, să dau o casă nouă unde să poți să răpești copii Glumesc, glumesc, nu știu ce să zic M ai câștigat tu ceva acolo, niște experiență. Deci cam asta a fost episodul hudinașilor și uh, să nu uitați să rupeți acolo butona și de like și de subscribe dacă nu ați făcut-o până în momentul de față. Trebuie să avem grijă cu granny să nu mai răpiască copiii pentru că știți voi bunicuța pe unde umblă ea. Uh, așa că dacă v-a plăcut să nu uitați de un like, un share și un subscribe, un follow pe Instagram, hudinii.insta, să nu uitați acolo neapărat de un follow și pe primul link din descriere și pe al doilea Pentru că acolo urmează să facem live-uri uh, Și noi ne reauzim ca de fiecare dată pe următorul episod Dacă aveți sugestii, cine versus cine să facem pe următorul episod Să-mi scrieți la fel în comentarii papa pa și vă urez o zi frumoasă Pa, pa!